Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul elementelor de weekend pentru 28-29 noiembrie 2020. În această etalare de tarot o să folosesc cărțile oracol de lună, cărțile oracol de la Univers și setul de tarot Affirmators Tarot, ca să avem mesaje de încurajare și să putem să ne reîncărcăm bateriile în acest weekend, astfel încât săptămâna următoare să pornim la drum mai pregătiți și energizați, astfel încât să obținem tot ceea ce ne dorim. Bun, etalarea de tarot, după cum v-am obișnuit, va fi făcută pe elemente zodiacale. Mai întâi o să ne uităm la zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, pe urmă la zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, pe urmă la zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător și, nu în ultimul rând, la zodiile de apă, rac, scorpion și pești. Înainte să începem, vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canalul meu, sunteți cei mai tari, vă mulțumesc foarte mult, apreciez toate like-urile, share-urile, subscribe-urile voastre, mai ales comentariile, chiar le citesc pe toate și încerc să vă răspund tuturor în limita timpului disponibil. Urmăriți-mă și pe Facebook sau Instagram, unde am și acolo niște postări interesante. Și acum, hai să începem! Aceasta va fi o etalare generală, de aceea este foarte important să iei din ea doar acele lucruri care se aplică pentru tine și să ignori lucrurile care nu rezonează cu tine, pentru că probabil sunt pentru alții, nu sunt pentru tine. Foarte important de reținut că eu nu prezic viitorul. Viitorul este în mâinile tale. Eu doar interpretez potențialul energetic al acestui weekend. Vă dau o hartă astfel încât să puteți să luați decizii informate. Acest oracol de weekend este mai mult ca să ne încărcăm bateriile, să ne facem un plan pentru săptămâna următoare, astfel încât să putem obține tot ceea ce ne dorim. Aceste mesajele oracol sunt mesaje de încurajare de la lună, de la univers, din subconștientul și conștientul nostru. Și nu în ultimul rând, mesajele de la acest tarot afirmator, un tarot foarte frumos, care iarăși ne dă niște mesaje așa amuzante, mai drăguțe, astfel încât să putem să luăm decizii informate pentru noi. Indiferent dacă te uiți la această etalare pentru tine, pentru partener, pentru parteneră, pentru copii, prieteni, familie, rude, cunoștințe, e foarte important să ții minte că noi aici nu judecăm pe nimeni și nu dorim răul nimănui, da? Noi ne ajutăm unii pe alții, suntem o comunitate, ne susținem, creștem împreună, evoluăm împreună în toate planurile, mental, spiritual, emoțional și fizic. Bun. Și acum hai să scoatem mai întâi mesajele de la tarotul de lună pentru zodiile de foc, pământ, aer, apă. De la univers pentru zodiile de foc, pământ, aer, apă. Și de la tarotul afirmator pentru zodiile de foc, pământ, aer și apă. Bun. Înainte să încep cu interpretările, o să vă rog să fiți atenți să urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendent, pentru luna natală și dacă aveți o aglomerare de planete într-un anumit semn zodiacal și pentru acel semn zodiacal, pentru că vă va influența mai mult decât vă dați seama. Dacă nu știți exact care e faza cu zodia, ascendentul, luna, am pregătit un scurt video pentru voi în care explic exact care e faza cu ascendentul, care e faza cu zodia, cum vi le puteți calcula pe gratis, foarte simplu, în doar câteva minute. V-am lăsat link-ul în descriere sau aici în colțul din dreapta sus. Ar trebui să apară acum pe ecran un banner în care aveți link către acest video. Bun, și acum hai să începem! O să începem cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Dacă aveți o întrebare, puteți să vă gândiți acum la această întrebare. Poate să fie una singură și o să luați toată interpretarea ca răspuns la această întrebare sau puteți să vă gândiți la trei întrebări diferite să vedem ce răspunsuri vă dau aceste cărți. Poate să fie o întrebare cu răspuns da și nu sau cu răspuns de timp,
cum vreți voi, în funcție de ce vă macină, ce gânduri aveți acum. Hai să începem. De la oracolul de lună, mesaje din subconștient sau din zona voastră emoțională. Wow, luna plină în gemeni. Răspunsurile pe care le cauți sunt aproape. Dacă aveai o întrebare legată de timp, da, la care răspunsul poate să fie dat printr-un interval de timp, s-ar putea ca ceea ce cauți, răspunsurile pe care le cauți, să vină la tine în săptămâna următoare, după faza de lună plină în gemeni, care va avea loc pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, da? Dacă avem aici un berbec leu săgetător cu numele de Andrei sau Andreea, cu atât mai important fiți atenți la acest mesaj care va veni la voi săptămâna viitoare, începând cu ziua de luni, sau s-ar putea să vină de la o persoană pe care o cheamă Andrei sau Andreea. Această carte, luna plină în gemeni, ne amintește că este foarte important să ne spunem adevărul, să vorbim în spiritul adevărului, dar de asemenea este foarte important să țineți minte că tot ceea ce spuneți are și consecințe. Da, trăim într-o societate în care avem libertatea de exprimare, dar libertatea de exprimare nu înseamnă că suntem liberi de consecințele cuvintelor pe care le exprimăm. Deci mare atenție la ce spuneți, la cum spuneți și la cui spuneți. E important să nu vă autocenzurați, dar în același timp este important să aveți grijă cum împachetați mesajele pe care vreți să le transmiteți universului sau persoanelor din jurul vostru. Dacă ceva vă este neclar, mai ales într-o relație amoroasă sau chiar și într-o relație profesională, este foarte important acum să deschideți canalele de comunicare, să începeți să comunicați cu această persoană, pentru că altfel lucrurile nu o să se rezolve, o să rămână în ceață. Dar în același timp este foarte important că atunci când comunicați, să o faceți într-un mod cerebral, într-un mod echilibrat, să vă detașați emoțional de ceea ce vreți să transmiteți și să vă asigurați că mesajul pe care îl transmiteți este clar, concis și ușor de înțeles. Dacă întrebarea voastră era legată de o situație amoroasă, uitați-vă bine în jurul vostru, pentru că s-ar putea să fie anumite persoane care flirtează cu voi și voi nici măcar nu vă dați seama. Mesajul pentru toate zodiile de foc săptămâna aceasta este să vă păstrați calmul, mai ales atunci când aveți de purtat niște conversații importante, să nu fiți superficiali nici în gândire, nici în acțiune, în niciun aspect al vieții voastre, să fiți atenți în jurul vostru la oamenii care vă apreciază, care flirtează cu voi, care vă fac anumite oferte pe care voi nici măcar nu le-ați conștientizat. Dacă acum ați aplicat pentru un job, lucrurile par foarte pozitive pentru voi și atunci când se întâmplă mici fopauri, mici probleme, încurcături în viața voastră de zi cu zi, este foarte important să aveți o atitudine detașată, să știți să râdeți de micile greșeli și încurcături care se întâmplă în viața de zi cu zi și să nu le puneți la suflet. Pentru cei care aveți numele Andrei sau Andreea sau care aveți un Andrei sau Andreea în viața voastră, săptămâna viitoare se arată o ocazie de sărbătoare, de bucurie, poate o să mergeți la onomastica unei persoane sau o să vă sărbătoriți voi onomastica. Nu știu ce să zic, în perioada asta e un pic mai complicat, un pic mai tricky din punct de vedere social, dar Gemenii sunt de asemenea o zodie care guvernează comunicarea pe internet, s-ar putea să organizați o reuniune pe internet dacă nu vă puteți întâlni față în față cu persoanele dragi din viața voastră. De asemenea, pentru toate zodiile de foc, mare atenție la Gemenii din viața voastră, s-ar putea să aveți de comunicat ceva important cu un geaman sau să aveți ceva de sărbătorit cu cineva din zodia Gemeni și mare accent pe data de 30 noiembrie, pentru că această lună plină în Gemeni, care se va întâmpla pe 30 noiembrie, vine și cu o eclipsă, deci va fi cu atât mai mult potențată și importantă pentru toate zodiile de foc. Și acum hai să vedem pentru zodiile de foc un mesaj de la Univers, unde aveți susținerea Universului, ce trebuie să știți astfel încât să vă puteți atinge tot potențialul, să vă faceți planuri în acest weekend ca să aveți săptămâna viitoare cât mai mult succes. Mesajul pentru berbeci, lei, săgetători este că nu veți putea să vă vindecați emoțional
dacă nu vă permiteți să aveți anumite trăiri emoționale și dacă nu înțelegeți ce lucruri vă trigăruie, ce lucruri vă declanșează emoțional. Ca să puteți să începeți să vă vindecați emoțional, trebuie mai întâi să vă înțelegeți emoțiile, să le simțiți până la capăt, da? Să treceți prin tot procesul emoțional și de-abia pe urmă vă veți putea elibera de acele lucruri care vă declanșează anumite reacții impulsive pe care voi aparent nu le puteți controla. Dar dacă reușiți să înțelegeți de ce simțiți anumite lucruri, de ce aveți anumite reacții, atunci veți putea să începeți să și controlați aceste reacții și să nu vă mai lăsați controlați de emoții, ci voi să fiți în control asupra emoțiilor voastre. Mesaj foarte frumos pentru zodiile de foc. Și acum hai să vedem mesajul de la tarotul afirmator, ce ar trebui să mai știe zodiile de foc în acest weekend, astfel încât să își planifice săptămâna următoare pentru succes. Treiul de monede. Sunt o persoană întreprinzătoare și nu mă opresc până nu îmi ating țelurile. Wow, o energie foarte frumoasă pentru zodiile de foc, pentru toți berbecile ei și săgetătorii. În acest weekend trebuie să vă faceți planul de acțiune pentru săptămâna următoare. E important să vă faceți o listă cu toate țelurile pe care vreți să le atingeți și pe parcursul săptămânii, pe măsură ce reușiți să îndepliniți din acele task-uri, din acele obiective pe care vi le-ați propus, să fizic să le tăiați de pe listă și cumva să vă dați o mică recompensă pentru aceste mici reușite pe care le faceți, pentru că nici Roma nu a fost construită într-o zi, a fost construită cărămidă cu cărămidă, bucată cu bucată. La fel și voi, orice vis aveți acum, orice țel aveți acum, e foarte important să-l spargeți în bucăți elementare, în bucăți mici pe care le puteți atinge, pe care le puteți vizualiza, le puteți completa în timp scurt și să vă recompensați într-un fel de fiecare dată când reușiți să finalizați unul din aceste mici țeluri care vă duc pe direcția succesului vostru. Această carte vine și cu foarte mult succes material, adică pe măsură ce construiți puțin câte puțin, finalizați puțin câte puțin, învățați puțin câte puțin și creșteți puțin câte puțin, o să crească și contul vostru bancar. Nu o să fie un rezultat care se vede imediat, azi, mâine, dar ăsta e un rezultat care se construiește în timp. Dar rezultatul cărților de monede vine de-abia când ne apropiem de 9, 10 și de cărțile de curte de monede. De acum sunteți doar la nivelul de 3 de monede, mai aveți mult de construit. Dar puțin câte puțin, bucată cu bucată, o să ajungem și la țelul nostru final. O energie foarte frumoasă pentru zodiile de foc. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Lăsați-mi în comentarii mai ales ce eveniment frumos o să vă aștepte pe 30 noiembrie și cum o să reușiți să sărbătoriți acest eveniment în contextul social actual. Aveți grijă de voi, nu vă puneți în pericol, da? Gemenii ne arată că ne dorim să fim aproape de prieteni, cunoștințe, rude, da, de oamenii din cercul nostru apropiat, dar în condițiile actuale, mai ales eclipsa aceasta în Gemeni, ne arată că există și metode alternative de a fi împreună cu oamenii dragi, chiar dacă nu suntem neapărat în aceeași cameră. Putem să fim împreună pe internet, putem să facem un video call, există numeroase metode de a socializa cu oamenii dragi nouă, fără să ne punem pe noi sau pe alții în pericol. Bun, și acum hai să trecem mai departe la zodiile de pământ pentru Tauri, Fecioare și Capricorni. Dacă aveți o întrebare, acum este momentul să vă gândiți la ea. Poate să fie o întrebare cu răspuns da, nu sau cu un răspuns în timp. Puteți să vă puneți o singură întrebare sau trei întrebări diferite și să le interpretați în funcție de ce vă spun la fiecare carte. Hai să vedem mesaje din subconștient pentru Tauri, Fecioare și Capricorni. Mesaje de la oracolul de lună. Nodul sud al lunii, Ketu, nu te lăsa ținut în spate de trecutul tău. Bun, nodul sud al lunii este un punct calculat matematic, este un punct karmic care ne arată lucrurile la care trebuie să renunțăm. Dacă aveai o întrebare cu răspuns da, nu, răspunsul este nu. Renunță, eliberează, scoate din viața ta ce e toxic.
Dacă întrebarea ta era una cu răspuns de timp, fii foarte atent ca și zodiile de foc la eclipsa care va avea loc pe 30 noiembrie, da, de Sfântul Andrei. S-ar putea să vină cu mesaje importante pentru tine. Această carte ne arată că sunteți blocați undeva într-un pattern, da, în anumite acțiuni repetitive care sunt toxice, care nu-ți aduc niciun rezultat, niciun răspuns. Poate să fie anumite acțiuni sau anumite comportamente, anumite gândiri care le-ai moștenit din familie, niște lucruri care s-au împământenit în familia ta de-a lungul a generației sau niște lucruri pe care tu le-ai trăit de-a lungul a mai multe vieți. Aici sunt anumite lucruri toxice la care trebuie să renunți. Este lecția ta de viață, este un lucru pe care l-ai semnat în contractul tău karmic înainte de a te naște. Trebuie să renunți aici la anumite lucruri. Așa că nu știu la ce te-ai gândit când ți-ai pus o întrebare înainte să începem această etalare. Răspunsul este... acel lucru e toxic pentru tine și pentru binele tău ai face bine să renunți la acel lucru, la acea persoană, la acel comportament, la acel mod de gândire. Nu îți aduce nimic pozitiv. Știu că este greu să renunți la acest tip de atașamente karmice, dar este important pentru evoluția ta. Gândește-te așa, dacă mereu faci aceleași acțiuni, cum? Cum, logic, cum poți să te aștepți la rezultate diferite? Nu ai cum. Dacă vrei rezultate diferite, trebuie să-ți schimbi și acțiunile, gândurile, vorbele, atașamentele, persoanele de care te înconjori. Depinde de tema de viață în legătură cu care ți-ai pus o întrebare. Această carte ne arată de asemenea că s-ar putea să fii într-o relație toxică, într-un atașament toxic, poate ai devenit deja obsesiv asupra partenerului tău, asupra mișcărilor pe care le face partenerul tău. Dacă ai intrat deja în pattern-ul ăsta de obsesivitate, de vrei să știi ce face toată ziua, cu cine vorbește toată ziua, unde este toată ziua, clar nu e ok. O relație care nu este fondată pe încredere, pe respect, nu are cum să îți aducă lucruri pozitive în viața ta. E posibil că aici, într-o relație, să fii prinsă în anumite cicluri toxice, s-ar putea să fie relații cu oameni pe care i-ai mai întâlnit și în alte vieți, dar, mare atenție, doar pentru că ai mai avut ceva de împărțit cu persoana asta și în trecut, nu înseamnă că e bine nici pentru tine, nici pentru el sau ea. Și nu în ultimul rând, mesajul din această carte este că doar pentru că poți să faci un lucru, nu înseamnă că este ok să faci acel lucru. Da? Atenție la felul în care îți folosești puterea, mai ales puterea ta asupra celorlalți. Nu îți folosi puterile în scopuri malefice, pentru că atunci acest nod sud, acest punct karmic care adună toate lucrurile rele din karma noastră, o să se umfle, o să crească și o să te controleze, o să-ți controleze viața într-un mod negativ. Hai să vedem mesajele de la Univers, unde aveți susținerea Universului. Foarte frumos! Mesajul de la oracolul Universului ne spune că vibrația voastră, energia voastră vorbește mai puternic decât cuvintele voastre. Da? Voi puteți să spuneți, să urlați din toți rărunchii că sunteți fericiți, că aveți relația perfectă, dar oamenii care sunt în jurul vostru și care vă simt energia, ei își dau seama că lucrurile nu sunt ok. Da? Voi puteți să urlați în toate colțurile pământului că sunteți ok, că sunteți fericiți, că sunteți împliniți, dar energia voastră spune altceva. Și aici trebuie să renunțați la anumite atașamente, la anumite comportamente, la anumite moduri de gândire chiar, care sunt toxice pentru voi. Mai întâi trebuie să vă realiniați energetic și de-abia pe urmă veți putea să treceți mai departe. Folosiți-vă de acest weekend astfel încât să vă dați seama care sunt aceste elemente toxice din viața voastră la care trebuie să renunțați și pe urmă puteți chiar să vă faceți un vision board. Dar dacă nu știți ce e un vision board, lăsați-mi în comentarii și o să vă explic.
să vizualizați exact viața pe care vreți să o aveți. Și aici nu vorbesc neapărat să vizualizați lucrurile fizice pe care le doriți, ci la felul în care vreți să vă simțiți. Da, vreți un partener nou, nu îl vizualizați neapărat cum vreți să arate, ce înălțime să aibă, ce salar să aibă și mai departe. Mai degrabă vizualizați cum ați vrea să vă simțiți alături de această persoană. Vreți un job nou, iarăși nu vizualizați neapărat titlul vostru, ce vreți să scrie pe cartea de muncă, câte ore pe zi să lucrați și mai departe. Vizualizați mai degrabă cum vreți să vă simțiți la acest nou loc de muncă. Vreți o locuință nouă, iarăși nu are rost să vă gândiți cum vreți să arate casa, câte camere să aibă și exact care o să fie decorul în fiecare cameră. Mai degrabă gândiți-vă în momentul în care intrați în noua voastră casă, cum vreți să vă simțiți acolo, ce energie vreți să fie în casa respectivă. Bun, și să vedem mesaje de la tarotul afirmator pentru zodiile de pământ, pentru Taur, Fecioară și Capricorn. 4 de cupe. Da, exact ce spuneam. Sunteți prinși într-o situație negativă și trebuie în acest weekend să vă curățați energetic și de săptămâna viitoare să o luați de la zero, fără acest bagaj karmic, fără acest bagaj energetic care nu vă ajută la nimic. Afirmația acestei cărți este: Universul îmi face mereu surprize plăcute, chiar dacă uneori sunt greu de identificat, le caut mereu. Da? Chiar dacă în prezent nu sunteți în relația pe care vă doriți, sau la jobul pe care vi-l doriți, sau în locuința pe care vă doriți, nu trebuie să disperați, pentru că puterea este în mâinile voastre să faceți schimbarea pe care vă doriți. Dar înainte ca această schimbare să se manifeste fizic în viața voastră, voi trebuie să vă restructurați karma, vibrația, energia. După ce vă restructurați această energie, o să vedeți cum o să vină de la sine și restructurarea acțiunilor pe care le faceți, a gândurilor pe care le aveți, a lucrurilor pe care le spuneți, a oamenilor de care vă înconjurați. Și după aia o să vină de la sine și restructurarea fizică a elementelor fizice tangibile din jurul vostru. Interpretarea foarte frumoasă și pentru zodiile de pământ. Sper că am reușit să vă răspund la întrebări. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Dacă nu știți exact cum se face un vision board, iarăși lăsați-mi în comentarii și o să încerc să vă ajut, să vă explic cum se face acest vision board, această unealtă care ne ajută în manifestarea vieții pe care noi ne-o dorim. Bun, și acum hai să trecem mai departe. La zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. Dacă aveți o întrebare, acum este momentul să vă gândiți la ea. Poate să fie una sau mai multe întrebări. O să încerc să interpretez cărțile astfel încât să vă dau răspunsul la orice întrebare ați putea să aveți la momentul actual. Hai să vedem. Pentru zodiile de aer, mesajul din subconștient sau de la oracolul de lună. Wow, și pentru voi, data de 30 noiembrie se afișează a fi una foarte importantă pentru că a apărut aici eclipsa de lună plină. În 30 noiembrie o să aibă loc faza de lună plină în Gemeni, care se suprapune cu o eclipsă. Eclipsele sunt ca și faza de lună pe care se întâmplă, dar la puterea 100. Ca și când ar fi luat steroizi, da? Sunt mult mai potente și mult mai importante pentru noi. Pentru voi această eclipsă vine cu anumite finaluri, cu anumite finaluri karmice, cu anumite lucruri care trebuiau să se termine pentru voi. Spre deosebire de zodiile de pământ, care aveau puterea în mâinile lor să facă aceste finaluri, aceste încheieri, sau spre deosebire de zodiile de foc, care trebuiau să discute, da? Să aibă conversații, să înțeleagă finalurile care îi așteaptă sau schimbările care îi așteaptă, pentru voi aceste schimbări, aceste finaluri vin impuse din exterior. Din păcate văd că nu o să aveți prea multă putere de a influența aceste finaluri. Vreau doar să știți că orice lucru se finalizează acum, da, în jurul zilei de luni 30 noiembrie plus minus o săptămână, sunt niște lucruri care trebuiau să dispară din viața voastră. Dacă acum finalizați un job sau o relație, o prietenie,
un mod de gândire, un mod de acționare, să știți că acest lucru nu va mai reapărea în viața voastră. Aceste finaluri poate să fie aparent negative, spre exemplu, poate se termină o relație și voi nu vă doreați să se finalizeze. Fiți fără grijă că acest final vine ca să facă loc în viața voastră pentru ceva mai bun. Poate sunteți dați afară de la job, da? Vă pierdeți locul de muncă. Fiți fără grijă pentru că în locul acestui loc de muncă va veni ceva mai bun în viața voastră. Poate finalizați o prietenie, iarăși. Fiți fără grijă că o să apară în viața voastră niște oameni mult mai buni, care să vă susțină pe noua voastră traiectorie. Orice lucru se finalizează acum, vreau doar să rețineți că e bun terminat. N-are rost să vă mai gândiți că poate o să mai fie o șansă sau... Nu o să mai fie nicio șansă. Ce se termină acum, se termină și bun terminat. Și foarte important de reținut că aici lucrurile nu sunt în mâna voastră, nu sunt în puterea voastră să fie influențate. Sunt niște finaluri, niște decizii pe care le iau alți oameni și care vă afectează și pe voi. Chiar dacă aparent, acum, în momentul ăsta în care se întâmplă, o să fie dureros, o să vi se pară că e negativ, vă rog să mă credeți că peste 6 luni o să vă dați seama că era cel mai bun lucru care putea să vi se întâmple. Știu că finalurile sunt greu de acceptat pentru orice zodie, dar acum puteți să vă ajutați ca să treceți mai ușor peste această etapă prin rugăciune, meditație, prin yoga, petrecând timp în natură, petrecând timp cu animale de companie, petrecând timp cu voi înșivă. Și o mantră bună pentru voi ar fi să țineți minte și să vă reamintiți de fiecare dată când simțiți o durere sau o neplăcere din cauza acestor finaluri că lucrurile care au fost scrise pentru voi o să ajungă la voi. Așa cum această lumânare aici s-a stins, așa și pentru voi în acest weekend sau în următoarele 2 săptămâni o să se finalizeze anumite lucruri. Dar o să fie niște finaluri pentru binele vostru. Chiar dacă nu vă dați seama acum, în timp o să vă dați seama că era cel mai bun lucru care vi se putea întâmpla. O să fie niște schimbări inconfortabile, s-ar putea să fie niște schimbări dureroase, dar în același timp este un moment în care trebuie să faceți o schimbare de traseu. Trebuie să vă reconfigurați traseul. Uitați-vă la planul vostru de viață, uitați-vă unde sunteți și unde vreți să fiți. Și dacă o să analizați obiectiv situația, o să vă dați seama că traseul pe care erați voi vă devia foarte mult de la direcția voastră de viață. Și acum, cu această lună plină, cu această eclipsă, este momentul să reconfigurați traseul, să faceți schimbările necesare astfel încât să fiți din nou pe calea corectă pentru voi. Gemenii o să fie cei mai afectați pentru că această eclipsă, această lună plină va fi în zodia lor, dar și celelalte zodii de aer, dar și balanțele și vărsătorii o să resimt această energie. E foarte important să nu țineți în voi frustrări și resentimente față de persoanele care v-au greșit sau care v-au nedreptățit, pentru că aceste lucruri doar vă încarcă bagajul karmic, iar voi acum trebuie să vă eliberați. De această lună plină ar fi bine să faceți un ritual în care să iertați toate persoanele care v-au nedreptățit într-un fel sau altul, astfel încât să puteți trece mai departe, fără resentimente, fără ură, fără ranchiună. Știu că e greu, dar voi trebuie să învățați acum că nu este responsabilitatea voastră să împărțiți justiție karmică. Mai ales pentru balanțe. Pentru că balanțele, voi în tarot sunteți reprezentați de cartea Justiția, dar nu e momentul ca voi să fiți cei care împart justiție karmică. Dumnezeu și Universul se vor ocupa de justiția karmică, de justiția divină. Pentru voi acum este momentul să iertați și să vă eliberați de aceste bagaje. Hai să vedem ce are de spus Universul pentru toate zodiile de aer, pentru gemeni, balanțe și vărsători. Atunci când acceptați că Universul este unul iubitor și care vă ghidează într-o direcție corectă,
o să ajungeți mai ușor la țelul vostru, o să ajungeți mai ușor în lumină. Mesaj foarte frumos. În acest weekend trebuie să vă pregătiți pentru această muncă cu întunericul și lumina. Dacă nu aveți încredere în Dumnezeu, dacă nu aveți încredere în Univers că vă va ghida în direcția corectă și că vă învață lecțiile de viață pe care voi trebuie să le învățați, o să rămâneți blocați aici în întuneric și nu o să puteți să evoluați. Foarte important pentru zodiile de aer să vă eliberați de negativitate, să lăsați întunericul în urmă și să pășiți în lumină. Universul tot timpul o să vă învețe doar ceea ce trebuie voi să învățați. O să vă ghideze exact pe direcția pe care voi trebuie să mergeți, trebuie doar să deschideți ochii, să vă deschideți urechile și să vă deschideți inima. Și hai să vedem un mesaj de la tarotul afirmator, 3-ul de bâte. Wow, deci o carte superbă ca și final de etalare. Nu cred că puteți să prindeți o carte mai bună. Afirmația acestei cărți este următoarea: revendic dreptul meu divin de a trăi o viață ideală, de vis, ca în filme, și fac asta cu ușurință. O carte foarte frumoasă pentru zodiile de aer, mai ales dacă aveți anumite proiecte sau anumite legături cu străinătatea, lucrurile par foarte bune acolo. Dacă un anumit proiect sau anumită legătură sau anumită relație se încheie acum și voi aveați foarte multe așteptări asupra acestei relații sau acestui proiect, nu vă faceți grijă, o să apară altceva mai bun în viața voastră. O să aveți acea viață de vis pe care vă doriți. Trebuie doar să aveți încredere în Univers, să lăsați în urmă lucrurile toxice, să iertați oamenii care v-au greșit și să pășiți cu încredere în viitor. O etalare foarte frumoasă pentru zodiile de aer. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi și acum hai să mergem mai departe la zodiile de apă. Hai să vedem pentru Raci, Scorpion și Pești. Dacă aveți o întrebare, acum este momentul să vă gândiți la ea. Poate să fie una sau trei întrebări. O să încerc să interpretez cărțile astfel încât să vă dau răspunsurile necesare pentru voi. Hai să vedem pentru zodiile de apă, mesajul de la lună, mesaje din subconștient. Wow, cea mai norocoasă carte din acest deck oracolul lunii, luna albastră. Trebuie să crezi că imposibilul este posibil și se va adeveri pentru tine. Este cea mai norocoasă carte din acest set. Dacă întrebarea ta avea răspunsul da sau nu, răspunsul este clar da, cu o singură condiție. Trebuie să crezi că este posibil. Dacă tu crezi că ceva e posibil, se va adeveri. Dacă nu crezi că e posibil, ghișce, Universul iarăși o să-ți dea dreptate și nu se va adeveri. Totul depinde de mentalul tău, de ceea ce crezi intrinsec, că poate sau nu poate să fie adevărat. Dacă întrebarea ta era legată de o persoană, este o persoană unică, foarte importantă pentru tine și ar fi indicat să nu ratezi această ocazie. Dacă întrebarea ta e legată de un proiect sau de locul de muncă sau de școală, de studii, răspunsul este că poți să obții orice îți dorești dacă ești încrezător că poți să faci acel lucru. Trebuie să ai încredere în tine. Este o carte care îți cere foarte mult să ai încredere în tine, dar și în Univers, în divinitate, că te va ajuta să obții acel lucru. Este o carte care ne arată șanse unice, irepetabile, care dacă le ratați acum s-ar putea să nu mai apară a doua oară. Așa că pentru toate zodiile de apă, pentru Raci, Scorpion și Pești, mare atenție la ocaziile, oportunitățile care vă apar în față în acest weekend. Asigurați-vă că nu le ratați, pentru că sunt ocazii unice. Universul vă favorizează, Universul este de partea voastră, vă susține, dar trebuie și voi să aveți încredere. Este un semn foarte pozitiv și nimic nu este imposibil pentru voi acum. Important să țintiți către lună, pentru că și dacă o să ratați luna, ghișce, o să aterizați între stele. Sunteți foarte norocoși în acest weekend. Foarte norocoși. Hai să vedem mesajul de la Univers pentru zodiile de apă, pentru Raci, Scorpion și Pești.
Mesajul de la Univers este să nu vă limitați, să nu vă puneți limite în gândire și în imaginație. Nu vă cereți scuze pentru ceea ce vă doriți. Puteți să vă doriți luna de pe cer. Aveți încredere că puteți să obțineți acel lucru? Canalizați-vă toată energia în a acționa pentru a obține acel lucru și ghiți ce o să-l obțineți. Orice ar fi acum, orice vă puneți voi în minte că vreți să faceți sau să obțineți, se poate întâmpla. Universul este de partea voastră. Nu vă cereți scuze pentru ce vă doriți. Nu vă limitați, nu vă impuneți bariere singuri. Pentru că Universul acum vă spune să țintiți cât mai sus cu putință și toate visele voastre se pot împlini. Hai să vedem și mesajul de la cărțile de tarot cu afirmații. Wow, 9 de monede. Cred că pentru majoritatea racilor, scorpionilor și peștilor, această etalare va fi una financiară sau legată de proiecte, de locul de muncă, de felul în care obțineți bani. Și lucrurile par foarte pozitive pentru voi. Afirmația acestei cărți de tarot este: renunț la mentalitatea de subzistență în favoarea mentalității de excelență. În acest weekend vă recomand pentru toți peștii, scorpionii și racii să vă faceți un plan. Un plan de atac. Ce vreți să obțineți? Ce salar vreți să aveți? Ce mașină vreți să aveți? Ce casă vreți să aveți? Cum vreți să arate stabilitatea voastră financiară? Și mare atenție să nu vă puneți limitări. Dacă vă doriți ceva, treceți acel lucru pe listă. Unele lucruri s-ar putea să le puteți obține pe termen scurt, într-o săptămână, două. Poate vreți un telefon nou sau un laptop nou. Unele lucruri s-ar putea să dureze mai mult, s-ar putea să dureze o lună, două, un an, 10, poate vă doriți o vilă la mare. Aia nu cred că o să obțineți de pe o zi pe alta, dar nu contează. Acum nu e momentul să vă gândiți la în cât timp o să obțin acele lucruri, ci la ce lucruri vreau să obțin. Pe urmă, după ce v-ați făcut lista cu toate lucrurile pe care vi le doriți, începeți să le puneți pe categorii. Ce lucruri pot să obțin acum? Ce lucruri pot să obțin în 5 ani? Ce trebuie să fac ca să obțin aceste lucruri? Și foarte important, renunțați la mentalitățile limitatoare. Renunțați la gândirea de eu nu o să pot niciodată să am, să fac, să fiu. Nu! Puteți să fiți cine vreți voi. Puteți să faceți ce vreți voi. Puteți să aveți ce vreți voi. Universul este extrem de pozitiv. Universul își dorește ca noi să ne împlinim toate dorințele. Dar noi trebuie să fim consistenți. Nu e suficient să zici, îmi doresc o vilă la mare. Dacă zici chestia asta doar o dată pe an și după aia 365 de zile tu nu faci nimic ca să obții vila aceea la mare, păi Universul n-are cum să te ajute. Dacă o zi pe an tu zici, merit să am un penthouse în New York și 365 de zile pe an îți zici că nu poți să ai asta și nu meriți, asta e clar că majoritatea o să se manifeste, nu o să ai acel lucru. E clar că trebuie să lucrați un pic și asupra mentalului vostru, dar acum Universul vă susține mai mult ca oricând și ar fi bine să profitați de această energie. O etalare foarte frumoasă și pentru zodiile de apă. Vă rog să-mi lăsați în comentarii cum se aplică aceste cărți pentru voi. Până săptămâna viitoare vă doresc tuturor un weekend minunat. Ne vedem duminică cu etalarea pentru săptămâna viitoare. Pa, pa!